Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Toată slava Fiicei Împăratului este înăuntru, adică aici, în centrul Iubiți Credincioși. Și acest cuvânt din psalm se referă la inima omului. În inima omului este totul, Iubiți Credincioși. Pentru că universul acesta a fost creat pentru om. Iar omul a fost pentru Dumnezeu împodobit cu atâtea daruri firești și suprafirești. Iar toate ale omului sunt în inima omului, iar de acolo se revarsă peste suflet și peste trup. Ce este inima omului, Iubiți Credincioși? Este Ierusalimul omului. Este Ierusalimul ființei umane. Este centrul și forul cel mai înalt și superior din ființa umană, unde acolo, în Ierusalim, trebuie să stea ca în cetatea păcii, ca aceasta înseamnă Ierusalim, cetatea păcii, trebuie să-și așeze tronul Dumnezeul păcii, Dumnezeul cel adevărat. Pentru că nu există pace fără de adevăr. De aceea, Iubiți Credincioși, tot adevărul, toată bunătatea, toată iubirea, toată frumusețea, tot ce este bineplăcut omului din ființa lui, este așezat în inima omului. Pentru că stătuta împărăteasa de-a dreapta lui, haină aurită, îmbrăcată și înfrumusețată. Cine este împărăteasa, Iubiți Credincioși? Este mireasa lui Hristos. Cine este împărăteasa, Iubiți Credincioși? Este biserica lui Hristos, care a fost Maica Domnului. Este mireasa lui Hristos, care a fost Maica Domnului și a fost biserică vie. De aceea omul, creștinul, trebuie să caute să ajungă la această stare de smerenie pe care a avut-o Maica Domnului în inima ei când s-a întors în rugăciunea circulară și a spus: iată roaba Domnului, și a stat împărăteasa în inima ei și a stat îmbrăcată și înfrumusețată și smerită și plină de har și slăvită. De aceea, Iubiți Credincioși, tot ceea ce caută omul din instinctul lui, din pornirea lui, se găsește în inima lui și nu în afara lui. Toată perioada postului a fost o adunare, de la cele din afară la cele interioare. Dar acum suntem în punctul în care ne îndreptăm cu Dumnezeul nostru, cu Hristos, Împăratul Cerului și a Pământului. Împreună cu El am voit, ne-am asumat, ne-am lepădat de sine, am pornit pe drumul crucii, ne-am asumat crucea și urmăm pe Hristos. Pe drumul acesta, Iubiți Credincioși, al Ierusalimului. În săptămâna aceasta ne pregătim pentru intrarea omului în Ierusalimul pământesc, pentru intrarea Domnului în Ierusalimul pământesc, pentru intrarea Domnului în Ierusalimul inimii omului. Și acolo, în Ierusalim, ce a găsit Domnul, Iubiți Credincioși? A găsit cetate a păcii? Nu. A găsit cetate a vrăjmășiei și a tulburării. A găsit iubire, a găsit răutate. A găsit, Iubiți Credincioși, bunăvoință? Nu. A găsit, Iubiți Credincioși, rea voință. A găsit cumva bunul Dumnezeu în Ierusalim, templul său care să-l primească pe el? Nu. A găsit fariseism, a găsit idolatrie cu mască religioasă, a găsit formalism, a găsit, Iubiți Credincioși, rigiditate, a găsit tot ceea ce este împietrit și rău împotriva lui Dumnezeu. De aceea, toată această stare din Ierusalim s-a opus Dumnezeului celui adevărat, care este Duh, care este iubire, care este lumină, care este adevăr, calea. Toate acestea s-au opus lui. De ce? Pentru că erau rele și întunecate și nu suportau lumină. De aceea, Iubiți Credincioși, în perioada care urmează, trebuie să facem efortul să ne desprindem un pic de cele materiale și de cele lumești
și să ne lărgim și noi inimile noastre, cum spune Apostolul. Ce trebuie să facă creștinul ortodox? Trebuie să-și lumineze mintea și să-și lărgească inima, să aducă mintea de la cele exterioare în ființa sa, adică în inimă, și acolo să stea în smerenie în fața lui Dumnezeu. Trebuie să spargă zidurile Ierihonului și să zidească zidurile inimii, adică ale Ierusalimului. Și atunci, în acest Ierusalim, pe altarul inimii, să aducă jertfe, adică viței, cum se spune în Psalmul 50, adică gânduri bune, toate în Ierusalim. Dar până să ajungi în situația în care să aduci jertfă curată lui Dumnezeu în inima ta, acolo vei da de șerpi, de balauri, de fiare ale mâniei, de duhuri ale poftei, de gânduri ale mândriei și ale puterii, ale vrăjmășiei și ale invidiei. Și trebuie să te lupți cu toate acestea. Cum te lupți, iubiți credincioși? Nu te poți lupta cu ele în forță, pentru că le dai putere. Trebuie sufocat, iubiți credincioși, prin smerenie, prin răbdare, prin bunătate, prin iubire de Dumnezeu și de aproapele, și prin ascetica și mistica ortodoxă, care nu este altceva decât terapia. Este metoda de vindecare a ceva, inimii omului. Și dacă ai vindecat inima omului, ai vindecat toată ființa omului. Dar Domnul spune clar, fără de mine nu puteți face nimic. Deci cu mine trebuie să intrați în Ierusalim. Cu mine trebuie să faceți față la toate duhurile necurate din inima voastră. Cu mine trebuie să pătrundeți în inconștientul vostru, în subconștientul vostru și să lăsați ca să curgă din supraconștient, din transconștient, din duhul omului, din partea cea mai înaltă din om, să curgă prin conștientul omului, să curgă harul lui Dumnezeu din cer până în adâncul ființei lui, în subconștient, în inconștient, acolo unde sunt duhuri necurate, să se fixeze pofta și mânia în rânduiala și orientarea lor, să se așeze rațiunea în rostul ei față de Logosul dumnezeiesc și acolo în inimă să înceapă, iubiți credincioși, liturghia neîncetată care înseamnă pocăință continuă, metanoia, care înseamnă, iubiți credincioși, rugăciune neîncetată și împărtășirea continuă cu Sfintele și Preacuratele taine, adică unire cu Hristos. Pentru această lucrare mare, iubiți credincioși, este nevoie de știința cea duhovnicească, arta artelor și știința științelor. Creștinii ortodoxi trebuie să înțeleagă foarte bine că în biserică este cea mai mare școală de pe fața pământului, este cea mai grozavă artă, este arta împăcării minții cu inima, este arta armonizării energiilor create cu energiile necreate, este arta, iubiți credincioși, de a face binele după voia lui Dumnezeu, de a lăsa să se organizeze și să lucreze frumosul după frumosul dumnezeiesc, este știința științelor, pentru că este vorba de multă cunoaștere și de multă tactică spirituală ca să lupți cu duhurile necurate și să faci voia lui Dumnezeu. De aceea, mintea, în căutarea ei pe orizontală, încearcă să dea discredincioși și să absolutizeze orice lucrare de artă și de știință lumească. Dar acestea sunt doar niște umbre pe lângă adevărata lucrare lăsată de Bunul Dumnezeu în biserica Lui, unde este sfânta lucrare a minții în inimă. De aceea vă îndemnăm pe voi creștini ortodoxi, nu vă mai lăsați păcăliți de ținte false din lumea aceasta. Pentru că tot ceea ce voi în lumea aceasta absolutizați, de fapt voi dogmatizați. Pentru că luați drept dogmă, adică ceva absolut și de netrecut, orice lege lumească, orice principiu lumesc, orice rânduială lumească, mintea fiind creată pentru a sluji absolutului personal, iată că ea, orientată fiind pe orizontală, ea face din orice lege lumească, face o dogmă, iubiți credincioși. Și ce face în felul acesta? Luptă împotriva dogmelor celor adevărate. Adică a fi dogmatic înseamnă a fi în voia lui Dumnezeu. Ce înseamnă dogmă? Este o rânduială, iubiți credincioși.
lăsată de Bunul Dumnezeu, de Sfinții Părinți, care erau văzători în lumea spirituală, văzători a adevărului, a luminii, a frumosului, a căii, a binelui, a libertății, a adevărului și toate celelalte, adunate într-un cuvânt, iubiți credincioși, credința cea adevărată. Și atunci, dacă ai pierdut aceste jaloane pe verticală, ai pierdut, de fapt, calea, adevărul, viața, lumină. Dar mintea, fiind creată pentru o căutare infinită, ea nu va căuta într-un infinit absolut personal, în Dumnezeul personal, Dumnezeul cel întreime slăvit, ci va căuta pe orizontală, în tot soiul de lucruri materiale, impersonale, legi sau principii, și pe acestea le va absolutiza, făcând din ele dogme de netrecut, lăsând din generație în generație tot soiul de legi lumești și datini omenești, și pe acestea, iubiți credincioși, fără să vrea, le vor considera fiecare, le va considera fiecare dogmă. De aceea, iubiți credincioși, vedeți că există un pericol. Ca să nu fiți etichetați ca și oameni creștini ortodoxi, care sunteți închistați în legile și dogmele bisericii, să le spuneți tuturor că a fi în dogma bisericii înseamnă să fii în libertate, în har, în vedere, în lumină, în frumusețe. A fi în lucrarea și ascetica și mistica ortodoxă înseamnă a fi mai presus de orice artă și orice știință. A fi în biserică înseamnă a fi mai presus de orice este lumesc. De aceea, iubiți credincioși, trebuie să fim teofili, iubitori de Dumnezeu. Trebuie să-L iubim pe Dumnezeu atât de mult încât nimic să nu ne cuprindă mintea și inima. Nici măcar biserica să nu o iubim mai mult decât pe Dumnezeu. Nici măcar cele ale bisericii să nu le iubim mai mult decât pe Dumnezeu. Dar există riscul, iubiți credincioși, încât biserica să devină o slujitare a unor idealuri naționale, idealuri lumești trecătoare. Și sunt acei etnofiletiști, sunt acei iubiți credincioși care au pus steagul mai presus decât cruce și decât Evanghelie. De aceea creștinul ortodox trebuie să fie liber, mai presus decât toate. Întâi sunt creștin și apoi sunt român. Întâi sunt creștin, fiu al bisericii, și apoi sunt rus, sârb, ucrainian sau din altă parte. Și atunci, ca fi ai bisericii, noi trebuie să fim frați pentru că avem același tată. Suntem frați pentru că spunem tatăl nostru, avem același crez. Suntem frați pentru că avem aceeași mamă pe Maica Biserică. De aceea, iubiți credincioși, mintea și inima creștinului ortodox, iubitor de adevăr și de frumos, trebuie să se lărgească mintea și conștiința lui, de la conștiința personală, conștiința parohiei, conștiința eparhiei, mitropoliei, patriarhiei și conștiința Bisericii Universale. Și atunci când un mădular suferă, suferă tot trupul. Ia gândiți-vă, frățile voastre, un om sănătos, plin de bucurie și de veselie, care își vede de viața lui, deodată vede pe mâna lui o eczemă, undeva, pe un deget. Și un doctor îi spune, vezi că s-ar putea să fie un cancer de piele aici, pe degetul mare. Și deodată s-a dus bucuria, deodată s-a dus veselia, deodată s-a dus toate ale lui lumești, pentru că se teme, că se vede că se extinde acel cancer într-un colț al degetului, pe piele, nu la interior. Și suferă toate mădularele. Nici ochii nu mai sunt plini de veselie, nici nu mai vorbește atât de mult, nici picioarele nu mai duc în stânga și în dreapta ca să se bucure de lumea aceasta, pentru că el se gândește să va extinde cancerul, mă voi îmbolnăvi și apoi voi muri. Și deodată toate ale lui se adună în interior, în inimă și începe să jelească. Ce fac eu acum? Iubiți credincioși, noi când vă spunem despre Lavra Pecerska, noi vă vorbim despre inima duhovnicească. Pentru că acolo, în Pecerska, nu suferă călugării și nu suferă sfințe, sfintele moaște și nu suferă biserica, iubiți credincioși, ci suferă Hristos în biserica Lui, suferă Hristos în mădularele Lui, pentru că noi suntem mădulare ale bisericii și biserica este a lui Hristos. De aceea, dacă tu ești român, rus, ucrainian,
sârb, bulgar, georgian, indiferent în ce biserică locală, și tu sesizezi că pe un deget a apărut o pată, o problemă, și nu te doare, înseamnă că tu n-ai înțeles nimic. Tu nu ai în inima ta, n-ai lărgit inima pentru adevăr. Și atunci Ierusalimul inimii tale este un Ierusalim precum acelor care l-au întâmpinat pe Hristos, care pe ei interesa de lege, de templu, de sâmbătă, de spălarea mâinilor, de problemele lor locale și particulare și mărunte. N-au înțeles că a venit în Ierusalim Hristos pentru iertarea, dezlegarea, vindicarea, mântuirea întregului neam omenesc. Ei n-au înțeles. Ei vedeau doar de bucățica lor acolo și nu se potrivea bucățica lor cu ceea ce le spunea Hristos despre libertate și adevăr. De aceea, iubiți credincioși, să fim foarte atenți în vremurile în care suntem, că e nevoie de o flexibilitate foarte mare, pe orizontală, în forme, dar trebuie o stabilitate extraordinară în credință și în dogmă și în învățătura bisericii. Trebuie un echilibru și acest echilibru îl găsești doar în inima ta. De aceea creștinii ortodoxi trebuie să înceapă să se respecte pe sine, să se valorizeze, să-și dea seama că a venit duminica la biserică este cea mai mare cinste. A fi fiu al bisericii este cea mai mare onoare. A fi părtaș la tainele bisericii, spovedanie, Sfânta Liturghie, este cea mai mare părtășie. A fi primit la părtășanie este mai mult decât orice pe fața Pământului. Și Doamne ferește că s-ar putea să prindem noi momente în care, când se zice ușile cu înțelepciune să luăm aminte, să fie ca vremurile primare, când liturghia, iubiți credincioși, începea, dar cei care nu erau fii ai bisericii și erau credincioși autentici, se închideau ușile și stătea acolo un ușier, un străjer și nu mai pătrundea nimeni acolo. Pentru că puteau să intre și păgânii, puteau să intre și prigonitorii și erau în catacombe, iubiți credincioși. Deci, să țintiți la următorul lucru, să păstrați învățătura de credință, adică cuvântul Evangheliei nealterat, pentru că este singurul medicament pentru inima omului. Să păstrați dogmele fără să fiți închistați în canoane. Și în felul acesta, păstrând dogma și învățătura, iubiți credincioși, iată că ți-ai păstrat jalonul și terapia de vindecare. Fiind foarte flexibili în formele de manifestare, atunci veți avea capacitatea de predicare și de propovăduire a Evangheliei lui Hristos, pentru că asta, mai mult ca oricând, este nevoie de o reîncreștinare a creștinismului. Astăzi, știți ce sfat v-aș da, iubiți credincioși? Când ați văzut cum toți, cum episcopul Lavrei Pecerscă, un arhiereu al bisericii, pe nedrept, aducându-se motive, iubiți credincioși, politice și așa mai departe, un episcop este judecat și se pune brățară de la aceea de urmărire la picior, ar trebui deodată toate bisericile locale să intre, iubiți credincioși, instantaneu, să intre într-o stare de predicare, stare de mărturisire, stare de alertă, stare de rugăciune, stare de trezvie, iubiți credincioși, că un arhiereu și după el alții poate vor urma, a intrat deja sub sabia lui Pilat. Și astăzi el și mâine noi. Dar dacă pe ceilalți nu-i doare inima, înseamnă că sunt fii ai sistemului noi ordin mondiale. Și intrarea Mântuitorului în Ierusalim pentru ei nu înseamnă decât o stricare a afacerilor lor personale și o învălmășeală, iubiți credincioși, în chestiile lor financiare. Dar pentru noi, intrarea în Ierusalim a Mântuitorului nostru, pe care noi o pregătim să o trăim, înseamnă luminare, înseamnă înțelegere, înseamnă pace, înseamnă biruință, înseamnă osana, bine este cuvântat, cel ce vine într-un numele Domnului. Mă țineți minte, frățile voastre, când a fost sinodul Dunăresc din Creta? M-a spus clar, după căderea din har, urmează prăpădul pe orizontal. Și am zis, aprindeți o lumânare la fereastra voastră ca semn de protest, de trezvie și de recunoaștere a unuia, a altuia. Când te uiți la geam, vezi o lumânare, asta este viu, e treabă. Mai țineți minte când a fost pandemia, v-am spus același lucru.
Că încă este. Aprindeți o lumânare în geam, ca trezvie, ca mărturisire și ca lucrare de mărturisire. Când vedeți acum că biserica este prigonită, deși popii, că nu le pot spune preoți, spun, stați liniștiți că nu se întâmplă nimic, stați liniștiți că nu este la noi, stați liniștiți că sunt chestii politice, noi suntem biserici cu Hristos și atât. Nu avem treabă cu nimeni, cu Hristos și cu biserica lui Hristos. Și v-aș îndemna ca în vremurile acestea, până la înviere și după înviere, să aprindeți iarăși o lumânare în fereastră, spre mărturisire, spre, iubiți credincioși, comuniune cu cei care, în vremuri de prigoană, au luat-o înaintea noastră. Pentru că păstrează credința și lovește dracu exact acolo unde este credința și unde sunt sfinți adunați, pentru că nu suportă sfințenia. Intrarea Mântuitorului în Ierusalim, iubiți credincioși, este o stare de luptă, o stare de marș duhovnicesc, o stare, iubiți credincioși, în care șerpii nu suportă pe adevărul Hristos, întunericul nu suportă lumina. Deci adunați-vă, concentrați-vă în inimă, adică în Ierusalim, și aici să vedeți tot ceea ce este frumos, adevărat, bine, puternic, pe calea lui Hristos. Aici, în Ierusalim. Dacă aici, iubiți credincioși, nu avem ce trebuie, toate ale noastre sunt false. Nu sunt altceva decât niște făcături lumești. Adunați-vă, nu vă pierdeți, nu vă cramponați în lucrurile mărute de zi cu zi, pentru că vremurile sunt așa cum sunt. Pregătiți-vă pentru împărtășirea de duminică, de sâmbătă, sâmbăta lui Lazar. Duminica intră în Ierusalim. Dacă intră Hristos în Ierusalim, gândiți-vă că a început de la peștera din Betleem. Gândiți-vă că a continuat cu Egiptul. Gândiți-vă că s-a întors înapoi în casă. A trecut prin Capernaum, a trecut prin Nazaret, a trecut prin toate locurile. Gândiți-vă că a vindecat, a dămăduit, a scos demoni. A lucrat de la exterior la interior, ca pe tine să te ducă de la interior la superior. Și acum intră aici, în Ierusalimul inimii tale și acolo, tu trebuie să-L primești pe El, ca un prunc cu inima curată, cântând Osana, 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 bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului. Amin.